Au zis, Dumnezeul în care noi ne încredem este cea mai mare, cea mai maestoasă ființă din universul acesta. El este creatorul nostru. El este creatorul vieții. Tot ceea ce este în viață e așa pentru că Dumnezeul nostru a făcut și apoi Dumnezeul nostru menține în viață. Vezi că la un moment dat discutam cu ea și întrebam dacă poate să-i spună lui Dumnezeu Tatăl. Îi spunea la un moment dat că nu poate. Dacă Dumnezeu i-a schimbat viața și a transformat-o, am întrebat-o, Gabriela, poți acum să-i spui lui Dumnezeu Tatăl? Și a spus, da, acum pot să-i spun. Gabriela, vreau să te întreb aici, în această biserică răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, în fața marturilor văzuți și nevăzuți, în fața celor dragi, a familiei tale, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal. Gabriela, vreau să te întreb dacă ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos până la sfârșitul vieții tale. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca dată de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, te botezi pe numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. El este sursa vieții. El este viața în El însuși. El este viața desăvârșită, viața perfectă. El nu este doar sursa vieții fizice. El este sursa vieții desăvârșite, sursa vieții spirituale desăvârșite. Părinte, vreau să te întreb și pe tine, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, aici, în Biserica Răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, în fața noastră a tuturor și în fața cerului, dacă tu crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal. Dorin, vreau să te întreb dacă ești hotărât să urmezi pe Domnul Iisus Hristos până la sfârșitul vieții tale. Da. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca dată de Dumnezeu, Tatăl, prin Domnul nostru Iisus Hristos, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.